Mulțumesc mult, Alexandra. Onoarea este de partea mea pentru că e un subiect foarte, foarte important. Recunosc că în Parlamentul European preocupările mele au fost mult mai mult legate de lupta împotriva corupției, recuperarea averilor ilegale, mai mult pe zona economică, financiară și așa mai departe. În schimb, trăim o perioadă foarte complicată pentru Uniunea Europeană, în care cu toții ne punem întrebarea în ce fel de Uniune vom trăi în viitor. Cum va arăta această Uniune Europeană? Ce legătură mai există între proiectul inițial al Uniunii Europene și ce avem acum și direcția în care mergem? Dacă direcția este bună, evident, este o dezbatere foarte importantă. Dacă lucrurile continuă așa, cum vom arăta noi ca popor, dacă vom mai exista ca popor într-o Uniune Europeană mergând pe acest drum și așa mai departe. Sunt foarte multe întrebări care își așteaptă răspuns. Până la urmă, cu toții știm statisticile Uniunii Europene care spun că în anul 2050, practic în timpul vieții noastre, dacă ne ajută Dumnezeu să trăim, populația sub 15 ani la nivel european va fi majoritar musulmană. Scăderea natalității la nivel european este de mulți ani deja un trend stabilizat, nu doar în vestul Europei, ci chiar în România. La 1000 de sarcini sunt aproximativ tot atâtea avorturi. Sunt 490 în statisticile oficiale, dar știm foarte bine că nu sunt înregistrate toate, decât doar cele de la spitalele și clinicile de stat, restul nu raportează numărul de avorturi și mai este și avortul medicamentos și așa mai departe, știți mult mai bine ca mine. Eu m-am informat în ultimul timp, tot de curând am aflat, de exemplu, că în anul 1876, deci acum mai bine de un secol în urmă, când erau unite doar principatele Moldova și Țara Românească, fără Transilvania, numărul nașterilor era mult mai mare decât este acum în toată România. Acum 130-140 de ani, dacă nu mai bine. Deci situația este clar dramatică și măsuri trebuie luate. De 10 ani în Parlamentul European dezbatem foarte multe teme, nu o să vă încarc memoria cu ele, dar foarte puține teme ating aceste subiecte fundamentale care vizează existența noastră ca, nu știu, ca popor în primul rând, dar apoi și ca Uniune Europeană, Uniune Europeană Creștină. Miza pentru mine ca om politic este să pun tot mai mult teme importante pe agenda europeană. În loc să reacționăm la teme false, la teme puse de lobby-ul dintr-o anumită zonă, e timpul ca noi să fim proactivi, nu doar reactivi, și să punem noi pe agenda europeană teme care sunt fundamentale, care vizează probleme reale ale cetățenilor, drame ascunse despre care nimeni nu vorbește sau se vorbește doar pe la colțuri sau în cercuri foarte mici. Ca politician, ca reprezentant al celor care ne votează, cred că avem cu toții o datorie și eu implicit o datorie de a pune temele reale pe agenda Uniunii Europene și pe agenda dezbaterilor din România. Acest prim eveniment este organizat nu întâmplător în luna martie, fiind o lună importantă pentru o lună pro-viață pentru viață în România, dar îmi doresc foarte mult și așa l-am și gândit ca o primă ediție, astfel încât să devină tradiție în Parlamentul European, în luna martie, în fiecare an, să aibă loc acest eveniment. Vom vedea cine va intra în Parlamentul European după 26 mai, dar indiferent cine va fi acolo, avem cunoștințe, avem prieteni, putem face lobby, știm să susținem o cauză și acest eveniment să aibă loc în fiecare an, să fie găzduit în fiecare an în Parlamentul European. Mă opresc aici, sunt onorat, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația să facem acest eveniment împreună și cu siguranță vom colabora mult mai mult pe viitor.